foarte crocante pe care în ultimele deplasări prin teritoriu am mai schimbat de la pufuleț, că prea eram Batman, tot timpul mâncam pufuleț și am început noile produse și astăzi am văzut și cum se fac. O companie care a crescut salariile anul trecut cu aproape 20%, o tehnologie de vârf, unul dintre jucătorii mondiali pe domeniu. Și așa cum am spus și în intervenția mea, trebuie să ne așezăm la masă și cu ministrul finanțelor și cu ministrul agriculturii și cu ministrul economiei să găsim parte din materia primă pe care o folosesc în această fabrică să se producă în România. Pusă la pachet cu faptul că exportă în peste 28 de țări, s-ar crea o balanță comercială pozitivă pentru România pe acest domeniu. Vă veți așeza la masă și cu PNL, pentru că spuneau liberalii că a rămas nerezolvat proiectul pensiilor militare. Nu, noi avem proiectul, rămăsese ultima. Eu presupun că secretarii generali ai guvernului o să fie intermediari între mine și domnul președinte. Când o să se întâmple asta? Când? Noi proiectul l-am lucrat și cu cei de la Ministerul Apărării și cu cei de la Ministerul Muncii, cum este normal, și cu anumiți reprezentanți de la Ministerul de Interne. Eu n-am nicio problemă nici cu proiectul care este acum depus de Partidul Național Liberal. Dacă și-l asumă, nu. Partidul Social Democrat va vota acel proiect. Eu spun că putem totuși să venim cu un proiect mult mai coerent și nefăcut pe colțul mesii, care să țină cont de realități, respectiv să țină cont și de cei și să respectăm pe cei care au ieșit și au muncit și au ieșit la pensie, dar totuși să ținem cont în mod special de cei activi, mai ales în contextul acestei crize de securitate. Cu alte cuvinte, ca să fiu mai simplu în exprimare, cred că România așteaptă ceva mai mult de la noi, chiar dacă suntem în campanie electorală, nu un concurs de propuneri populiste. Ea așteaptă responsabilitate și sustenabilitate pe termen lung. Vedem multe proiecte în partid similare, cam pe aceeași temă din partea PNL și PSD, cum ar fi proiectele de lege în privința Nordis. Nu ajunge la consens? Deci am văzut, eu n-am văzut aici o competiție. Eu am avut o discuție cu domnul Simonis și cu actualul președinte, cu Daniel, actualul președinte al Camerei Deputaților, și iertați-mă, înțeleg tot contextul, înțeleg contextul electoral. Eu n-am avut răbdare să mă uit și n-am avut timp să mă uit o oră la reportajul Licor. Am prieteni care mi-au scris, care au avut această problemă, am aflat că am făcut promisiuni de vânzare și am aflat că de fapt ne-am pierdut banii sau urmează să ne pierdem bani. Eu nu pot să accept așa ceva, indiferent despre cine vorbim. Ați vorbit cu doamna Bicol? Nu am vorbit cu doamna Bicol și nu cred că e o obligație din partea mea de a vorbi cu doamna Bicol. Referitor la doamna Bicol. Nordisul construiește din 2008. În acest moment au o problemă, în urma unor dezvăluiri, e treaba dânșilor și a companiei ce fac. Treaba mea. Normal că am verificat dacă pe timpul șefiei doamnei Bicol la Comisia Juridică a venit vreun proiect de lege care ar fi favorizat un astfel de fenomen. Nu există așa ceva. S-a verificat capcoadă, doamna Bicol nu a inițiat acest lucru. Cu alte cuvinte, nu vorbim de o corupție instituțională sau de o intervenție în interes propriu a unui președinte de comisie sau a unui parlamentar. Dar nici nu pot să stau și să mă uit ca acest fenomen să se mai întâmple. Și atunci s-au uitat în legislația din Franța, s-au uitat în legislația din Germania, în țările mai dezvoltate, cred că și din Italia, și de acolo au scos elementele pe care poate să le adapteze cel mai bine. Și am venit cu un proiect de lege. Proiectul de lege al Partidului Național Liberal, mă ierte Dumnezeu, am înțeles că e din 2019. Eu știu că la 2019 exista o majoritate parlamentară. Nu cu PSD-ul. Nu înțeleg cine i-a ținut să nu-l treacă. Că între timp am găsit noi în coșul de gunoi că e lăsat acolo un proiect și uitați cum
Noi eram zmei, dar ne-a oprit PSD-ul care era în opoziție, n-avea majoritate, la mine nu merg mecheriile astea, nici măcar în campanie. Domnule premier, o precizare pe această temă. Depus, care să discute rapid la comisii, pentru că românii vor să fie protejați. Domnul Boloș s-a întors de la Bruxelles. N-am apucat să vorbesc cu dânsul, urmează în perioada următoare. Eu n-am înțeles nimic. Eu l-am întrebat doar dacă este ok, dacă ne încadrăm cu cei 7 ani, mi-a spus e ok, voi mai mult. Corect, cum este. L-am întrebat dacă a vorbit și cu domnul Nicolae Ciucă și urmează să-l informeze și pe domnule premier, referitor la Nordis, aș vrea să revenim la acest subiect. Domnule premier, aș vrea să vă întreb dacă ați mai vorbit cu domnul Nicolae Ciucă și dacă credeți că reacția lui cu privire la ruperea coaliției ar putea veni cu un semnal din partea domnului Iohannis. Haideți să înțelegem ceva. Suntem în campanie electorală. Eu nu judec pe nimeni. Constat, respect acest lucru. Respect deciziile, nu am. Pe mine mă interesează un lucru fundamental. Guvernul României trebuie să funcționeze și în campanie electorală. Domnule premier, vă rog să faceți niște precizări. Nu, o precizare, vă rog. Au apărut informații în spațiul public cu privire la acea vacanță pe care ați avut-o în Dubai cu Sorin Grindeanu, Laura. Nu am fost niciodată în Dubai cu familia Ciorbă în vacanță. Niciodată. Cum reacționați? Ca să lămurim și acest lucru. Cum reacționați la acuzațiile? Vedeți că este o suprapunere din câte mi-am amintesc. Vă dați seama că am stat și am căutat. Deci de vacanță este exclus. Este o suprapunere de avion când m-am întors în țară. Iertați-mă. Mă puteam întâlni în avion și cu domnul Iohannis. Înseamnă că am fost cu dânsul la golf. Mă ierte Dumnezeu. Postul ministru Nelu Tătaru este acuzat că a luat mită în calitate Nu intervin în deciziile România ar putea să piardă peste 1 milion de euro în schimb, din miliard. Un miliard de euro. Nu pierde niciun ban. Vă rog mult, opriți-vă. Opriți-vă că nu facem bine. Nu facem bine românii. Sunt nu facem informații, bine economie. Sunt surse guvernamentale care spun eu, nu pierdem niciun ban. Un incompetent la energie a făcut selecții, cum credea el, prin 92-96, cum merge cu șmecherii. N-a mers la comisie șmecheria. Să pui angajatul tău să-ți facă subiectele unde merge nașul. Oamenii ăia între timp au informații că există presă liberă în România și datorită dumneavoastră, Comisia Europeană are toate informații. Și au zis, domne, avem o rugăminte. Reluați procedurile, că altfel nu luați bani. Veți reuși să le reluați? Bineînțeles, o să și spună comisia acest lucru, s-au și reluat. Marea Mărlame, FIP s-au reluat. Am vorbit ieri cu secretarul general, Azor la MEPIF și-au și dat demisia, au fost oameni mai cu mintea la ei, și-au și dat demisia. Ieri, după ședința de guvern, am vorbit cu secretarul general, mi-a spus, domne, procedura într-o lună, o lună și jumătate, se finalizează, deci aceia vor fi primii bani pe care îi recuperăm. Ce am înțeles și nu am detalii, dar domnul Căciu o să iasă și o să detalieze. Ce am înțeles totuși că rămâne problema cu metroul de la Cluj, unde acolo e vorba de nerecuperarea sumelor. Mulțumesc mult tare!